Vă salut, prieteni, ce faceți? Eu sunt Drago și bine v-am regăsit la Sfântul Watch Dogs 2. Asta e telefonul lui Horatio. Lui Horatio. I found the phone, but no Horatio in sight. Ah, Horatio. There's gotta be something. A dispărut fratele nostru. Unde, oare unde o fi? Asta este întrebarea. Dacă am energie, cât se poate. Afirmativ. No clues, but there is a street cam. Deci ideea că Horatio ăsta a dispărut. Okay. Și practic e o cameră care ne poate spune ce s-a întâmplat cu fratele nostru. Mamă, cum se văd umbrele de pe cămeșa lui. Ia, iotă-l. Fugi, mă! Mamă, ce-a dat-o! Așa, mă! Dă-i, mă! Ce că fight back. We gotta figure out who they are. Josh, get some facial rec going. Mark. Dar deși ce n-am înțeles eu, de ce l-a răpit fix pe el, frate? That one's pretty clear. Dacă care a fost faza? Aha. Luis Trevino. He's a member of the Tescas gang. The Tescas? Shit. We need Trevino's movements. Got his phone number. Și footprint centers on a building nearby. Putting it on your map. Bă, eu am o presimțire, frate, că Horatio ăsta a fost răpit la... Cred că și Brody are cumva o urmă în implicarea dispariției lui. Adică, știi care e faza? Mie mi se pare un pic anciudat ca dintre toți membrii DedSec, bă, da fix Horatio să fie cel răpit. Bă, da fix el. Și după ce mă joc micuțul Watch Dogs nu? Aaa, trebuie să-și renderesc, băi, nebun. Și mâine poate eu știu filme GTA 4. Se preconizează. Știe. Și asta, sper să se vadă bine web-ul, e cam prea lumină, știu. Dar, na, prea întuneric nu-i bine, prea lumină nu-i bine, hotărți-vă. Ce monitor șmic eram, ești nebun, am un BenQ. Pă dracu, aici nebun, am un Acer. Ce că BenQ. Și... Da. Shit. He's dead, guys. Sorry, Josh, he's fucking dead. Oh my god, Marcus, get out of there now! Fuck! Hey, hold on. You're smart, right? Yeah, I'm smart. Not so smart, he didn't get caught. All that shit you seem to know, you're gonna feed to us. I'm not telling you shit. Fuck you. Fuck. Fuck me, boy. No, cuidado. No, Azil. No, pinche. Fuck. Get out of there, Marcus. You've got to get out. Quiet, dă-te-n pula mea. Tot timpul m-am întrebat, știi, de ce taman fix ăsta și de ce nu Marcus sau Sitara? Mamă, ce javre ordinare de joc în puțin, băga-mi ești pula morții lui de joc. Mamă, băga-mi ești pula morții lui și să-mi bag pula în clădirea măsii și cu tot jocul măsii, băga-mi ești pula în ele de mașini. Să-mi bag pula în Tesca, să-mi bag pula, mama lui Tesca, să-mi bag pula. Bă, îmi bag pula în tot. Îmi bag pula în tot, băga-mi și pula să-mi bagă. De-abia am făcut misiunea asta și după mă pun să fac de la început. Și pula mie să-mi bag. Na, mă, na. A, s-a ferit. Na. Na. Nu. Nu. Stai că nici nu știu cine dracu să dracu aia. Shit. Mamă, deci a repetat de 3 ori scena, de 3 ori, de bun.
Și ultima oară, gen, am vrut să mă lupt cu ei, știi, că nu mai scăp, efectiv nu mai scăpam de ei. Și am zis, bă, lasă, ne luptăm până moare, ești nebun. Și ghiți ce, m-am împușcat, ești nebun. Aveam, i-a intrat trei glanțe cu arma asta, nu mă, na, mi-a făcut nimic, mi-a trăs la un glanț, a murit. Bravo, mă, ești nebun, să nu mor după. Names? Good. Find out who the ones that grabbed Horatio are. Nu, șase. Lasă, frate, să ne urmească, ești nebun. Lasă, na, uite, vezi cum mori? Cum deschizi capul, cum mori? Cum deschizi capul, cum mori? Lasă să-și chemie backup-ul, ești nebun. I'll burn the pot field. It's right here. They use an illegal pesticide. At high volume, it's extremely flammable. I'll just switch the irrigation system to the pesticide. Then flood the fields with it and light it up. Let's light up. Nu. Stai să mă ocup mai întâi de ratatul ăsta. Hai, ratate. Pe apeși pe... Așa. Mamă, dar mă lua ca la prostie. Get out of there. We're looking through the data to figure out the next target. Așa. Dacă îi vine unii vreo idee îndrăznească să vină pe aici, știi ce l-așteaptă. Gata. Easy peasy lemon squeezy. Numai că acum o să ne cam gălați că asta este o grămadă. Și nu prea știu cum ne v-aș putea să scap de rapidă, ha? Da. Mamă, ce animație. Mamă, coi, ce cu animațiile astea mâncați-și. Păi, astea sunt animații din... Zici că îmi pun modul de ragdoll pe GTA San Andreas, mă jur. Nu, nu, nu știu care a fost faza, efectiv am vrut să fac guns blazing, frate. Și nu, n-a reușit. Dar acum, știi ce vreau să fac? Să-mi dau pula peste cap, exact. Să-mi pun hainele basic de al lui Marcus, frate. Știi că nu știu de ce am impresia că hainele gen outfit-ul basic e blană. Bă, am văzut, mă știu când, acum câteva luni bune pe Steam, că era Witcher 3, mi se pare că era la 16 euro, frate. Și ghici ce, fiți atenți. Ediția full, deci tot jocul tu cu toate DLC-urile, mi se pare că avea 16 euro, ești nebun. Iar Maniter-ul era la reducere, ești nebun, 30 de euro, coaie. Ce proști. We just drove a wedge between Bloom and the FBI. The feds need Americans to believe they're working in their best interest. If they join at the hip with Duchamp, they're gonna take a hit every time he does. And they know we're gonna keep hitting him. Think we'll see the FBI back off? For now, I'd count on it. Așa, știi, și ce, bine, bro, The Witcher 3, frate, ai content, știi? Nu, bă, nu contează că sunt jocuri diferite, frate, vorba de content, știi? Aici. Hey, see anything? Good to see you, Retro. Oh. You know the whole dead set community is with you on this. Everybody liked Horatio. Da, mie nu. I'm sure he'd appreciate it. What's the story here? L-am urât pe Horatio. Security cam and rolled it back a few hours. You can see the Tezcas loading crates onto the boat. There's a ton of guys with guns. I like a challenge. Thanks for the heads up. Good luck, Retro. A retro. Mâine dacă fim GTA, vă vedem. Dacă filmăm. Vrei să fac stealth acum, bro? Da, mai bine, de... Bro, nu pot să zic că stealth-ul ăsta e și gândit prost cu aia. Stealth-ul în jocul ăsta video. Adică nu merge cum sper tu să meargă, știi? De exemplu, dai cu electroșoc, ai alertezi pe alții, adică doesn't make any sense, frate. Adică cum funcționează asta? Păi, da, am și electroșoc, frate, ca să... Eu stealth, de-aia nu prea sunt eu atras de stealth prea mult în jocul ăsta, știi? Nu că... Că așa, de exemplu, aș vrea să-l folosesc. Știi? Pentru că m-ar ajuta pe mine foarte mult. Aha, a? Ce zice? Unde dracu mă vede cu aia? A, aha. Să nu cumva să aibă... Aha. Da, și cum au văzut ăștia, nu pot să-mi dau seama, dar mă rog. Singura mea modalitate e... Îi pun pe ăștia aici. Unul e în partea aia.
Hai că am făcut de... M-am căcat pe mine, ești nebun. Măcar sunt... Ia, stai. Să el iau armele la fresh și banii de mâncare. Așa, perfect. Exact, man. Vedeți cât de mult m-a ajutat pe mine stealth-ul, băieți? Foarte mult m-a ajutat. Aha. Nu știu dacă e permanent ăla astea, dar mi se fac că e. Dacă nu cumva îi tăziște altcineva, știi? Asta e, hai să-i... Nu stăm chiar în același loc, că după aruncă cu bombe. Ia uite, vedeți ce fac ăștia? Ideea e că mă și panichez la moment dat, știi? Adică, de exemplu, când mi-o damage... Nu știu unde dracu să mă duc, frate, știi? Pentru că nu prea-i vezi cu toate, știi? Nu prea... Și ideea că ții foarte, foarte mult, adică nu știu dacă e normal să ții atâta damage. Aha, mișto, vedeți că încă sunt... Și... Fugi, stai cover. Păi stai mă, bro, ca să pot să mă duc, ca să pot să distrug ăsta, trebuie să mă mai trebuie să scap de ăștia. Păi și ce fac, mă duc în... Ar un foc, după încep să mă împuși din nenorociții, nu? Asta, lasă că știu ce fac. Că fac bine ceea ce fac, vedeți? Hai că am mers destul de bine. L-ai tată, căzut. Opa. Aoleu, ce-mi place să fug după. Șezi? A, trebuie să mă... Mamă, că-ți vin. Uite, mi-a plăcut, frate, e nebună, trebuie să-mi glânț. Bă, dar tot timpul mi se întâmplă așa. This is story of my life, guys. Story of my life. Hai să... Mai pierdem timpul, îi aruncăm cu asta, să sprâncă... Aoleu, stai că stă o grămadă de bani până să dă foc până... Hai, hai anul ăsta, bre. Haterul cel bun, dar bă, n-am mai comentat haterul cel bun, dar în schimb au comentat Sebi. Aia, bine, poate are omoare și Sebiciu, frate, zi mă, că nu e... Mi-e dator să comenteze, știi, la un moment dat. Bun, hai să nu ne mai căcăm atâta pe noi. Și să distrugem astea, că am scăpat și de frerii ăștia. Bă, hai că a decurs ok misiunea asta. Da, n-am mai murit, n-am mai știut de ce n-am mai murit, că am fost și mai atent. M-am uitat și la The Boys. Mă, sincer, e mișto, dar e brutal rău. Deci la efecte e brutal, dar nu pot să zic că... Sunt mega hiper atras. Adică să zic că m-a captivat foarte, foarte mult. Bine, m-a captivat așa, gen să mă uit, dar nu pot să zic că sunt îndrăgostit de el. Mamă, ce nume, Pablo the Skinner, Pablo Slabologu. Drăguș de Skinner. Mă. Păi, după asta, păi, bă, după ce... Păi, de acum încolo, sunt chiar mai avem mult din joc. Păi, ce mai avem, frate? Mai avem... Nu, mai bine... Mai avem un pic, nu mai chiar așa mult, știi? Chiar acum, cred că v-ați gândit așa, bă, oare ce-o fie, mă drăguț de postez așa, de this Watch Dogs. Trebuie foarte să te mergi nebun, să nu mai cum ta pune atâta lume și nebun. Mă, dar chiar îmi place de mașina asta, păcat că handling-ul e cam de rahat un pic, dar în rest e ok. În rest e ok. Ia uitați? Ese, ușor, nebunii mei. Ușor. Bă, o fi, pe nu, că există și în viața reală ging-uri de fete. Mamă, dar ce aș vrea eu, frate, să fie așa, gen, un băiat într-un ging de asta de fete. Mamă, cât de tare ar fi cu aia, aș vrea, mi-ar plăcea. Ar fi visul meu cu aia. Dar sigur te spune, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se îndeplinească, știi?
Aia, cred că la noi, la noi există o pulă, ești nebun. Asta există la noi, cum să existe, de pe de la noi. All of DedSec is proud of how you're fighting for Horatio. Thanks. What's going down? I've been listening in on their phone calls. Trevino is there already. The other two are on their way. Oh, wow. That's all I need to know. You get yourself someplace safe. Good luck, man. Ma. Mălăleu. Pune sunt gangul ăsta de... Băi, nu știu, frate. Gangul ăsta peste tot în America, știi? Nu știu exact acum să spun o locație, că habar n-am. Dacă nu știu și n-am... Așa, pula mea. Să face stealth ca data aia, că ne-a ajutat oarecum stealth-ul. Și nu e alertat. Eu știu ce cred eu, frate, că se întâmplă de alertează pe aia pe toți. Gen, știi, mă refer la gardien, frate. Au stațiile, știi? Și cumva cred că se... Nu știu, gen, îi alertează cumva, știi? Faptul că emite electricitate. Mamă, cu aia e. Somn, fă, bum! Păi dacă mie mă atingea de gât, deși. I'm tracking Gutierrez. He's arriving at the site. Ok, bun. Așa. Ah. Păi doar ăștia sunt, bro? Surprise, motherfucker! Boom. Luis Trevino won't bother us anymore. Bastard! Bastard! Aolo, asta fuge! Oh, 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 oh! That asshat Gutierrez is taken care of. Păi, ce ți-am zis, mă? Ce ți-am zis, mă? Că ți-ești pulpe, dă-ți-ești linga din mic. Coaie! Ce bine pare. Huerta, Gutierrez, Trevino, a small measure of justice for Horatio. Get out of there. That bastard Pablo is next. Oh, Pablo, pe Pablo era, ca să zic, liderul, sau mă rog, unul dintre liderii gangului Tescas. Erau destul de răi, zic eu. Time for the ringleader. Pablo the Skinner. I've tracked him to the dogfights in Oakland, Chinatown. We got a DedSec member out there casing the joint for you. Let's get this guy, Marcus. No need to ask me twice. Așa, unde ne... Hai să vedem aici, punem aici... Detect al murder Horatio, so cut the head of the snake by going after their boss, Pablo the Skinner, ok. Ăștia sunt oamenii, frate. Ăștia sunt oamenii. Dogfights go down in that building there. Used to be an indoor swimming place or something. Mm. They only admit members, though. Any way I can slip in? Pretty sure you can go through that restaurant. Good luck, man. Anything any of us can do to help? Thanks. We need a low profile here. I'll head in alone. Mamă, nu știu cum după Tesca, după Pablo the Skinner. Păi că am jucat bine. Păi că am jucat foarte bine, ești nebun. Bă, am jucat prea bine, fucking plebs. Voi nu știți jocul ăsta, bă, cum știu, ești nebun. Bă... Bă... A, uite ce face ăsta, ești nebun. A, mă ia să-l bat pe ăsta, ia. Nu, că mă vede dacă ăsta mă duc prea aproape și cred că acum sunt prea departe să-l cam... Oh? Rapid. Hai că cam așa. Da, hai că am făcut să dăm mai în pisea pe mine, ești nebun. Shit, that's gonna bring a ton of Tescas up here to see what went down. The dogfights are super noisy. Just lock anybody out if you can. You should be okay. Ok. Stai, pe unde naiba mă duc? Unde naiba intrarea? Ok, pe aici, bun. Nu ce ușor să-i se intre la ăștia, ești nebun. Și închidem acum, perfect, ala-i tata. Că parcă ușa ar fi o mare problemă. No, nu știu, să vedem dacă pot, dacă sunt liber, bro. Dacă nu, marți sau când o fi. Adică oricum, episodul ăsta după aceea, după urmează să iei cu GTA 4 după asta, deci aici nu mai e, știi. Bă, știu că e apreciat asta, dar... Știi, nu poți fa nici chiar așa în fiecare zi și am zis să ne ocupăm și de Watch Dogs. Știi, când zic înainte, mamă, am de filmat Watch Dogs. Mamă, parcă nu-mi place, știi? Bă, dar în momentul când mă joc, parcă nu mai sunt așa chiar așa, știi, de... Să opun rezistență, știi, asupra jocului, știi? Parcă îmi place. Mamă, ăștia au organizat bătaie pentru câini, ce n-aș ce sport, frate, de căcat.
Bă, fără nu câini, nu, Pablo, păi ce-i după tine, tu alegi. Mamă, cât păr de câini am pe multuri, ești nebun. A, uite-l, ia uite-l pe șef, pe Biban. Motherfucker. Abia, vedeți ce fac mosul, vedeți, vedeți? Aaaa. Da, e cel mai șmecher episod pe care l-am filmat, ești nebun. Sau nu știu, să filmăm, să randăm mâine, tu ce zici? Că poate n-am chef să filmez, să-l pun la render azi. Aia nu contează, frate, să-l pun azi, să-l pun mâine. Nu știu, frate, voi ce spune să fac? De fapt, voi nu aveți ce să spuneți. Poate vreau să mă joc și Mafia, un remake. Pe l-am făcut pe canal, bro, când a apărut. Acum mă joc doar eu, vreau să joc toate mafiurile. Mafia 1, așa, Mafia 2, cu toate DLC-urile. Și... după aia, nu știu la ce serie mă bag. Și eu și Mafia 3, frate, ești nebun. Mamă, Mafia 3, nu știu să fac serie la Mafia 3, voi ce spuneți, ați vrea? Dacă ne-a plăcut Mafia 3, mă, sincer să fiu, a fost repetitiv. Gen, a fost ca și Ghost Recon Wildlands. Dar știi ce mi-a plăcut? Că mi-a plăcut foarte mult cutscene-urile, frate, din Mafia 3. Știi? Adică chiar a fost mișto rău de tot. Și mi-a plăcut și personajele, frate. Știi? Bine, și să știi că și Ghost Recon Wildlands e foarte bun. Dar păcat că e repetitiv rău de tot. Adică nu e ceva nou, frate, știi? E, nu, la nu fac să nici nu. Că... bă, nu știu ce să zic. Adică aș putea să fac, dar... bro, vă plictisiți repede, frate, vă zic eu, adică deja după 2-3 misiuni, deja știți cam toate, să zic așa, tot ce poate să ofere jocul, știi? Că jocul nu prea oferă prea multe, știi, de când e vorba de content, știi? Gata, l-am omorât. Știi, practic, în 2 misiuni vedeți cam cum o să fie tot jocul. Deci, na. Gata, șef. Am pupat pe portofel. Gata, asta e, știi? Dar Mafia 3, în schimb, chiar dacă este repetitiv, are cutscene-uri, știi? Mamă, și-a purtă la Ghost Recon, frate. Ăla, nu mai știu cum era, Breakpoint, sau cum neva se spunea. Mă, nu știu cum... am vrut să joc, dar am vrut să joc cu cheat, știi? N-am avut chestia să joc așa normal. Dar nu mi-a plăcut, știi? Wow, păi și dacă eu murăm? Dacă eu reușit să-i omorăm, fata nu-i mai bine? Nu știu, I'm just saying. Mama asta se înscrie Miraj, frate. Păi nu, știi care este faza, bro, cu Mirajul? Deci, în casă nu știu, de exemplu, și la ce Valhalla a fost la fel. La ce Valhalla trailerul s-a axat mai mult pe raiduri, pe, știi, pe vikingi, știi, nu pe asasin. Într-adevăr, ați văzut și Hidden Blade-ul ăla, dar asta a fost ceva gen... bă, vedeți că o să mai fie și templieri în joc, știi? Dar, de exemplu, interiorul din Miraj se concentrează exact fix pe templieri, adică ați văzut și voi. Asta să luați, știi, keep that in mind, cum ar spune pe englezul, știi? Nu, o să fie cu templieri, 100% o să fie. Bine că acum o să mai aibă elemente de RPG și nu știu ce, asta e partea a doua, deja m-am obișnuit cu formatul ăsta, știi? Cel mai mișto asta se scrie pe care l-am jucat eu, bro, cel mai mișto, bă, mi-a plăcut 3-ul, mi-a plăcut mult. I didn't get there quick enough, brother. Shit, man. Tesca's gonna come after any one of us, dude. Me, you, Josh, anybody. They went after Horatio, and he refused to give us up. Mm-hmm. I'll be along in a bit, man. Auzi, am fost în mașină lui Plymouth. Îmi place că mă așa lupe mă și ăla muriți. Horatiu mult, bă.
Nu-l filme, nu-l, vă las că-l pe mâine și And this visualization shows how they flag different areas as low risk, high risk, or lethal force. So these areas up in Oakland? It's high risk. That's gang territory, makes sense. Oh, but these? That, my friend, is CTOS without any makeup. Motherfucker. They're setting schools, clinics, stores that shoot on site? What? That's subsidized housing. I mean, those people got priced out of San Francisco. Where the fuck else are they supposed to go? You hold on to that angle, Marcus. We're gonna need it when we go after Bloom. Oh, yeah, I can do that. You're right. This is systemic injustice at its highest level. You found it, Josh. Well, Ray helped me bypass the firewall. I couldn't access it. And now this is all yours, kid. Bravo, frate, bravo. Hey. Inherent bias, I know. We're all pissed here. I got some of my motherfucking code in that monster. The CTOS is pushing the cops to expect a shootout. They're gonna be coming in hard, too. Basically, they'll get shot. I get it. Thanks, Mom and Dad. Ah, da, și ăsta poate făcea parte dintr-o, ca să zic așa, dintr-un DLC, parcă. Mhm, îl facem, bro. Ray, my man. Marcus, you guys have been kicking ass up and down this city, man. Woo. I'm not one for mushy shit, but I appreciate it, really. I'm hanging out on the coast. Come meet me when you're ready for the biggest job yet, baby. Deci facem asta cu Galileo Galilei, am înțeles. Mamă, așa e o altă misiune foarte, foarte formidabilă. Dar mai întâi facem asta, ca să mai facem și un DLC între timp, știi? Să fie treaba. Pe că e că o să mă reocup și de Wildlands, am așa poftă. Hey, I need some info. Is it okay if I stop by? Sure, but you're gonna have to come to me. I've got an appointment I'm trying to keep. Okay. In the whole neighborhood? The very same. Alright, I'll see you soon. Deci avem aici parte de o poliție coruptă. Sper să nu fie pentru mine. Ba... O gagică frumoșică. We're safe as anyone else on these streets. But you probably shouldn't hang around Oakland too long. Not with your record. Do you mean the lie they have on file or what I've actually been up to? What we've got is a classic case of cops and robbers working together. What? The 580s used to be good for this community. Now, they jump when the police say jump. Otherwise, their families get evicted. It's no way to live, but they've got no other way to live. I hear you. And I'm gonna fix it. I have to go. You be careful out there. L-ai tata. Bă, să știi că mi-e cald. Ia azi, deci care fața că aici de exemplu e frig dimineața, dar după se încălzește, știi? Ei nu știu cu ce neba se împrat, știi? Accesit iOS. Josh, I'm here. What should I be looking for? Just your run of the mill CTOS server. Okay. Probably tacked onto the side of the house like some kind of parasite. Charming. Auzi ceva, las că filmeză-l prandeza să și asta aici. Ia câte ceasul din curiozitate. Și vezi că e cine. E 4, mamă, mâncați și pula ta. Mâncați și peleul tău. Lasă că 4 până se instalează Mafia 1, până... Las că-l filmez, el... Mama, sunt confuz rău de tot, știi? La cum ne-i va fac? Which means visible. I'll give you an overlay of who's going to be where, when. Check it out. You should be able to see the mosaic now. Mosaic. The mosaic. Ia stați mă puțin. Dacă sunt dacă am care mă pot dracu și nebun. M-am uitat la un YouTuber fata acum câteva zile, ăla cum neva se cheamă, avocado ăla, tipul ăla, mamă și mănâncă. Eu, băi, în America, nu știu, frate, mi se pare că în America burgerii și fast food-uri, okay, mi se pare că sunt mai diferite față de cum sunt la noi, nu știu. Dacă... I can think of a couple things, yeah.
Mă, nu știu dacă e neapărat mai bun. Nu știu, că n-am mâncat din America. Mă refer făcut din America, America, nu... Ia... Așa, foarte bine. Mai găsim capcane pe aici, ceva pe care le putem folosi. A, uite, mai găsim și pe aici, perfect. Și, bă, noi suntem cam mâncat, adică suntem destul de pregătiți. A spune eu, acum hai să ne urcăm pe schela asta, pe schela bermudelor. Mamă, de-abia aștept să-i nebun să stă o oră la editat, ești nebun, de-abia aștept. Gata, trebuie să ține apăsat, ești nebun, trebuie să ține apăsat pe Enter, ești nebun. Dar nici nu-mi spunea, știi, nici nu-mi spunea. Trebuie să mă uit pe YouTube. Aha, hai că am pregătit la cap cu de mă spart. Now I just gotta get it out in one piece. Easy does it. Op, mamă, ce hindi de căcat are. Gata, frate, am fugit cu mașința mea. Uite ce Porsche. Dar nu contează fă dacă au chemat trei informații. Ui! Ce mișto. Mamă, cam, exact ca în film, ești nebun. Bun, mi-a costat cu acest episod. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!